vorbesc 5 minute. N-am spate să puntez. Ceea ce m-a impresionat foarte curând, în ultima vreme, nu știu să precizez exact data când s-a petrecut această rostire, a fost cea unui teolog ortodox, care cu ocazia aniversării a 70 de ani de la desfințarea Bisericii Greco-Catolice, îi cheamă Radu Preda. Între timp s-a pirotonit și a ajuns elas episcop de Bruxelles. A fost să spună, cu ocazia acestei aniversări, că ceea ce s-a întâmplat atunci, când Biserica Greco-Catolică a fost desfințată în 48, a fost replica lui Dumnezeu violentă, la nașterea violentă a Bisericii Greco-Catolice. Această vorbă este de o gravitate și de o bucăloșie fără margini, pentru că rezultă de aici că Dumnezeu își făcuse ca instrument al activității lui revendicative comuniștii. Comuniștii n-au făcut decât să repare atunci o nedreptate pe care au făcut-o românii ortodoxi din Ardeal, când în 1700 au trădat Biserica Ortodoxă, trecând la unirea cu Roma. Și atunci, primul lucru pe care îți vine să-l spui, este întrebarea. E o crimă că românii ardeleni ortodoxi au decis să atârne de Roma și nu de Mitropolia Ortodoxă de la Alba Iulia? O minimă cunoaștere a istoriei locului și a momentului îți spune că gestul acesta a fost făcut de niște oameni care nu erau recunoscuți ca a patra stare în Imperiul Austro-Ungar. Îți spune că drepturile pe care le aveau românii în Ardeal erau nule, că nu participau în niciun fel la viața instituțiilor publice, că toate drepturile politice, sociale și economice nu existau și că singura variantă, elas patriotică, de a spera că poți obține toate acestea, ar fi venit în unirea românilor ortodoxi cu biserica, cu papa, cu papalitatea, rămânând în ritualul bizantin, păstrându-și comportamentul instituțional și acceptând ca singur, de ce compromis nu înțeleg, dependența de papă și etalul dogmatic filioque. Nu intrăm acum în ce înseamnă și de la fiul. Urmarea acestui gest a avut consecințe formidabile pentru cultura română și pentru toată nația română. Pentru că acolo s-a născut o elită culturală cum nu exista în clipa aia, în niciun timp, în nicio țară română, pentru că conectarea noastră la Occident s-a făcut atunci pentru prima oară, pentru că prin intermediul episcopatului greco-catolic sau care și-a făcut studiile la Viena sau la Roma, a apărut, cum vă spuneam, o elită autohtonă de tip occidental, că tot învățământul românesc din Ardeal s-a născut ca o iradiere a școlilor deschise de Inocentie Micu la Blaj și că apariția școlii ardelene a avut urmări formidabile pentru întreaga istorie a României moderne. Nu au obținut drepturile pe care le sperau, dar urmările în plan spiritual au fost extraordinare. Originea latină a limbii române și a poporului român se datorează școlii ardelene. Toate conduse de, toate făcute de intelectuali greco-catolici. Trecerea la alfabetul latin li se datorează.
Rezoluția Unirii a fost citită la 1 decembrie 1918 de către episcopul greco-catolic Iulius Fosu. Ridicolul nesfârșit al istoriei, ironia teribilă, este că comuniștii i-au omorât de fapt în închisoare pe oamenii care au făcut în mod decisiv, au contribuit la unirea Ardealului cu România. Deci ideea că îi ucis pe cei care au făcut România mare este una dintre cele mai mari crime pe care le-a făcut regimul comunist. Ridicolul, că spuneam, este că în 1968, când Ceaușescu și-a dat seama că trebuie sărbătoriți 50 de ani de la nașterea României mari, l-au căutat pe Fosu, cel care citise actul Revoluției Unirii, actul Unirii Transilvaniei cu România, cea cu țările române, în prostă numită România Mică, să devină piesă centrală în sărbătorirea acestei jumătăți de secol. Deci după ce mai întâi îl aruncaseră în închisoare, îl chemau acum să sărbătorească împreună cu călării lui actul unirii. Acum, ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun este acesta. Unirea, distrugerea bisericii s-a făcut din motivul. Cred că autoarele cărți o spun. Era greu de acceptat ca într-un sistem închis, cum era regimul comunist, într-un bloc închis, să accepți ca o structură autohtonă să țină de o instanță occidentală. Deci era greu de imaginat, în vremea lui Stalin, că puteai să ai o biserică care ținea de papa. Și atunci ăsta a fost motivul real. Lucru urât care s-a mai petrecut este că atunci comuniștii au mituit pe preoții ortodoxi, pe clerul ortodox, cu averile bisericii greco-catolice. Bucuria cu care s-au înstăpânit pe ceea ce avea biserica catolică și pe ceea ce edificase, bucuria că primesc acestea pe tavă, a fost impudică și nedreptă. Un ultim lucru, deci, ce este cu acești oameni? Dacă e aici, îi vedeți, ultima poză în libertate. Îmbrăcați în veșmintele clericale, episcopale. Uitați ce au făcut ideitorii. Aceste două imagini vorbesc cu toate vorbele noastre. Oamenii ăștia au reprezentat ceva foarte rar. Capacitatea unui om de a-și pune în acord idealul, vorbele și faptele. E foarte greu să faci asta. Mai ales atunci când șantajul care ți se face nu este că ești dat afară din serviciu, ci că îți pierzi viața. Foarte puțini oameni pot să accepte că viața nu poate fi trăită cu orice preț. Iar ei au făcut-o și au făcut-o din două motive foarte simple. Pentru că au devenit martiri și s-au purtat cum s-au purtat, pentru că au făcut-o în primul rând de raport cu ordinea lor interioară. Odată construiți sufletește și moralicește într-un anumit fel, n-au putut să-și trădeze interioritatea. Al doilea lucru, au făcut un legământ cu semenii lor în fața lui Dumnezeu. N-au putut să trădeze aceste lucruri. În aceste două motive au acceptat să moară cu seminătate, pentru că așa cum spune unul dintre ei, cu toți au luat această credință ca pe însuntă, să trădeze legământul, și au ales, cum spunea unul dintre ei, marea cinste a tăminței de credință. Așa se creează modele. Dar modelele, în general, trebuie distruse și societatea are nevoie de contramodele. Vă mulțumesc tuturor. Doamna Monica Brăscheanu,